Poliția cercetează un accident de muncă petrecut azi la Târgu Jiu după ce un angajat a căzut de la înălțime și a murit. Bărbatul care lucra la renovarea unei hale în cartierul Bârsești al municipiului Târgu Jiu a căzut de la 30 de metri. Inspectorii de muncă și polițiștii fac cercetări la firma la care bărbatul era angajat. Polițiștii însoțiți de reprezentanți din cadrul ITM Gor s-au deplasat la fața locului, stabilind că un bărbat de 44 de ani în municipiul Târgu Jiu, în timp ce se afla la serviciu și efectua lucrări de renovarea unei hale industriale situate în localitatea componentă Bârsești, a căzut de la o înălțime de aproximativ 30 de metri. În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical sosit la fața locului, a fost constatat decesul. Corpul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.